Deci, colectivul a avut loc în 2015, la sfârșitul octombrie, cred. Eu, în decembrie, nemai suportând toată minciunea care se vindea pe toate canalele media, legat de tot ce s-a întâmplat la colectiv, ce se întâmplă în spitale, am fost la Tolontan și am povestit tot ce există, ce este în spitale. Inițial am rămas anonimă pentru că mi-am dat seama că eram singură, absolut singură, împotriva unui sistem. Pentru protecția mea la momentul ăla am hotărât că trebuie să rămân anonimă. Între timp s-au mai întâmplat lucruri. Prin iunie am filmat niște pacienți cu viermi în același spital, în spitalul de Arș. Tot în perioada aia a fost o pacientă care a primit o transfuzie greșită și în același spital. Mă rog, până la urmă am ajuns la poliție. Ne-au cerut niște lămuriri doctorilor din spital și în momentul în care am ieșit de acolo erau strânși o mulțime de reporteri și atunci am spus, trebuie să spun că eu sunt cea care a făcut toate dezvăluirile astea. Și din momentul ăla în spital, la mine era, cum să vă spun, eu de ani de zile eram cea care spunea, care voia să facem lucrurile profesionist, care aveam grijă de pacienți, de oameni, care aveam frustrări când lucrurile nu mergeau bine și așa mai departe. Aveam un manager, cum sunt toți managerii de spitale, niște, ce să vă spun, impostori puși politic, efectiv niște sinecuriști. Și m-am dus la el la un moment dat și i-am spus, știți că am și o convorbire înregistrată cu el, tocmai ca să am dovezi în sensul ăsta. Știți că toți pacienții din reanimare mor de infecții? Și el îmi răspundea foarte nonșalant așa, că dar nu e treaba ta, dar nu te interesează, dar... Lucrurile astea se știau la cel mai înalt nivel. Lucrurile astea se știau și în momentul în care a fost accidentul la colectiv, că nu au cum să nu avea unde să trateze asemenea pacienți, că la noi se murea efectiv, deci noi aveam mortalitate de aproape 90% în reanimarea de în terapie intensivă de azi. Lumea era axată pe chirurgie estetică, vorbesc de doctorii din spital. Este încă în desfășurare un proces cu, apropo de silicoanele de la spitalul de azi. Adică ei făceau acolo, se făcea chirurgie, se puneau implanturi mamare până la 10 seara, să zic, și dacă venea un pacient ars în urgență, în gardă, acel pacient stătea până se termina implantul mamar ca să poată să beneficieze de îngrijirea adecvată. Deci, ca să poată să intre în sala de operație, să fie toaletat, să fie... Cam așa stăteau lucrurile înainte de colectiv. Că era momentul atunci, înțelegeți? Adică eu l-am văzut, domne, este momentul ca sistemul ăsta să se schimbe. Și că dacă, nu știu, dacă apare unul, un nebun ca mine, cum i-au tot spus, care să dea semnalul, poate vin și alții, poate capătă și alții curaj, poate încep și alții să vorbească. Doar că nu s-a întâmplat asta. După filmarea cu viermi, am avut la fel naivitatea să cred că noi oameni, așa zis tehnocrați ăștia care chipurile n-aveau legătură cu politica, cu PSD-ul, cu ce era înainte, chiar vor schimba ceva. Chiar sunt
altceva, alți oameni, la care ai mari așteptări. Greșeala mea enormă a fost că am avut într-adevăr mari așteptări și când am constatat că e același lucru, atunci de fapt m-am prăbușit. Atunci am realizat că am riscat foarte mult și că de fapt am rămas foarte singură într-o mare de oameni care maică m-a omorât, înțelegeți? Am simțit la un moment dat exact cum sunt femeile alea omorâte cu pietre, lapidarea, exact sentimentul ăsta l-am avut după ce a plecat domnul Vlad Voiculescu din spital, de ce a vorbit acolo o oră cât a stat. Și vorbeau, cum să vă spun, vorbeau despre persoana care făcuse dezvăluirile, știind perfect că eu sunt persoana respectivă, eu fiind acolo, și vorbeau despre mine așa, la modul general, și efectiv toți dădeau în mine, toți Voiculescu, toți doctorii care erau de față, că e o nebună, că e o inconștientă, că își imaginează ce au putut să simtă rudele pacienților respectivi. Deci nu era pacientul, da? Pacientul care era mâncat de viu de niște vieni, era faptul că eu dădusem acele imagini și îngrozisem rudele pacient. Rudele alea oricum trebuiau să știe ce se întâmplă cu pacienții, da? Și atunci a fost primul semn de întrebare și în momentul în care domnul Vlad Voiculescu a început să spună că este în profund dezacord, mi-a rămas perfect întipărit în minte, în profund dezacord cu asemenea metode, în profund dezacord, și că și el, dacă ar fi doctor, nu s-ar simți bine dacă cineva ar sta la popoul lui, iar citez, la popoul lui și l-ar filma, doar că eu nu filmasem niciun doctor. Da? Nu filmasem nici când face operația doctorul, nici când își desfășoară meseria, adică n-avea nicio legătură. Și din asta au început, v-am spus, unul m-a făcut inconștientă, unul m-a făcut nebună, unul m-a făcut, ajunseseră să zică că sunt mai vinovată decât cei care aveau în îngrijire acei pacienți, pentru că eu nu făcusem nimic văzând viermii pe pacient, doar că eu n-aveam cum să, eu nu eram medicul lor curant. Acei pacienți erau pansați, spălați în fiecare zi, văzuți de medicilor în fiecare zi, doar că din toată această nenorocire, eu eram atunci cea mai vinovată. Nu cei care erau efectiv implicați în îngrijirea pacienților. Așa, și am tot sperat, deci după tot discursul ăsta al domnului Voiculescu, să mă cheme, barem, am zis, mă, barem eu de curiozitate aș chema nebuna aia să o întreb și eu, bă, dar ce e acolo, dar ce se întâmplă, dar ce e în sistem? Nu s-a întâmplat. A fost ca în iad. La un moment dat mi-era teamă că o să mă și saboteze, adică profesional, că o să-mi facă asistentele lucruri. Voiau să facă o listă cu semnături, să mă dea afară, să doar că n-aveau cum să mă dea pur și simplu afară, adică chiar n-a... Dar ajunseseră la modul că nu voiau să lucreze cu mine, ca și când pacienții aia veneau că sunt ai ei, nu că sunt ai spitalului. Deci am trăit într-o, vă dați seama ce presiune fantastică era acolo și îmi vânau cea mai mică greșeală, adică trebuia să fiu perfectă, pentru că orice s-ar fi întâmplat după aia era un motiv să mă omoare definitiv. Adică asta simțeam, efectiv asta simțeam, că dacă m-ar fi putut omorâ cu privirea, ar fi reușit atunci.
Da, evident că este și astăzi, dar e mult mai, cum să vă spun, mult mai atenuată, adică s-au mai, lucrurile s-au mai diminuat între timp, dar la fel, șeful meu direct, e la fel de abuziv, la fel de hărțuitor, noua doamnă manager, printre altele, mi-a spus că știe ea că viermii aia au fost puși pe pacient, că am venit eu cu viermii la borcan și i-am pus pe pacient. Da, am avut, să știți, la un moment dat. Da, ce să zic, mai îmi făceau mizerii, gen îmi dădeau vestiarul din, de la spital, mi-l dădeau cu spray de gândaci și mirosea de nu putea să stau. Sau la un moment dat am avut paranoia că eu mâncam de la spital pe vremea aia și că cine știe ce îmi pun în mâncare, adică îi vedeam în stare de orice. Off the record erau, doar că pe mine nu m-a ajutat cu nimic lucrul ăsta, știți? Adică degeaba tu în mintea ta sau îmi spui între patru ochi că de fapt ai dreptate și că așa e și că este o mizerie și că o jale ce se întâmplă. Dacă în momentul în care aveam efectiv nevoie de ei, nu erau lângă mine. Sau nu mă susțineau sau nu susțineau, pentru că la un moment dat, vă dați seama, m-a întrebat ruda cuiva din colectiv, dar de ce n-ați ieșit atunci? De ce n-ați ieșit atunci și imediat după colectiv, să spuneți? Și n-am ieșit, unul, că îmi dădeam seama că lumea era greu să creadă așa ceva, că nu eram susținută de nimeni și că efectiv aș fi părut ca o nebună. Singurii cu care am vorbit și le-am spus atunci imediat adevărul au fost pacienții pe care i-am îngrijit eu, adică rudele aparținătorii lor. Le-am spus, știți, la noi, eu de fapt spuneam tuturor și înainte de colectiv, aparținătorilor, le spuneam, la noi în spital sunt niște infecții cu niște germeni, rezistenți la mai toate antibioticele. Riscul cel mai mare este ca pacienții să moară prin aceste infecții. Lucrul ăsta le-am spus și v-am spus rudelor, pacienților pe care i-am îngrijit la colectiv. Am avut la un moment dat o tentativă să plec în Franța, am și fost câteva luni, doar că n-am nimerit chiar locul potrivit cu oamenii potriviți și atunci a fost presiunea prea mare, xenofobia prea mare acolo unde am fost eu și am fost nevoită să mă întorc. Am avut la fel niște tentative să, acum câțiva ani, să plec din spital, doar că evident că unde mă duceam mi se spunea că eu sunt cea care filmează, care dă din casă, care e un pericol. Și am fost avertizată de lucrul ăsta la un moment dat, chiar de un fost reporter de la TVR, care exact asta mi-a spus, pe colectiv, că nu vreau să mai am o viață normală. Da, cred că am fost atunci suficient de naivă sau așa mi-a plăcut să cred, că poate totuși o să schimb ceva, că cel puțin, cum să vă spun, șefii mei direcți, cel puțin ăștia care mă terorizau oricum înainte, o să fie schimbați, dar nici măcar asta nu s-a întâmplat. Inițial, da, am și zis că presa este chiar o putere în stat, adică este singurul mod în care vocea ta mai poate să fie auzită, pentru că evident că șefii sunt cum sunt. După aia nu se mai întâmplă nimic, adică ei scriu senzaționalul și apoi nimeni nu mai, adică nici nu mai urmăresc efectiv cazul și nici nu mai au puterea, ei n-au puterea efectivă de a schimba șefii mei sau de a schimba sistemul. Sora mea mi-a zis, vai, cum ai făcut așa ceva, vai, dar ce te-a apucat, vai, ești nebună, vai, mă duc eu și vorbesc cu șeful
tău și rezolvăm și nu știu ce și nu știu cum, după care n-am mai vorbit cu ea vreo un an de zile. Mi-am dat seama că n-a înțeles nimic și atunci nu mai avea rost să mai vorbesc cu ea. Maica mea, când m-a văzut la televizor prima oară, a zis: mamă, da, ce se întâmplă? Erai nevopsită, în ce hal arăți? Și așa mai departe. Deci cam asta a fost, știți? Sprijinul în familia mea. Sprijinul meu emoțional și faptul că nu m-am rupt în bucăți atunci, a fost că făceam psihanaliză cu această mare profesionistă care, din păcate, pentru mine, a murit. Ea m-a sprijinit efectiv psihologic, înțelegeți? Adică în momentul în care tu ești într-o groapă cu lei, adică dacă n-ai pe cineva care să-ți spună: frate, ăia de fapt sunt niște leișori, așa, adică nu sunt chiar ceea ce crezi tu că sunt, ea m-a ajutat să trec așa sănătoasă la cap peste toată ostilitatea din jurul meu. În situația în care este, da, eu hai să zic că am rămas cât de cât sănătoasă. Dar evident că sunt cazuri în care oamenii pot să ia razna complet. Adică pot să se destructureze pe toată presiunea și la care sunt supuși. Și atunci, clar, nici nu mai poate să-și facă, să se întreține din ceva. Poate să-și plătească, nu știu, tratamente până la sfârșitul vieții, poate să-și plătească terapii până la sfârșitul vieții. Poate să nu mai aibă o familie normală, o relație normală. Adică, din punctul ăsta de vedere, ministerul, în primul rând, adică dacă tu, ca ministru, ai niște informații despre ce se petrece într-un spital și tu nu iei niciun fel de măsură, este evident că nimeni nu o să-și mai riște niciodată nimic. Mi s-a mai întâmplat, știți, după premiera filmului aici la Național, a venit un domn la mine și așa mi-a strâns mâna și m-a felicitat și a spus: știți, soția mea e cercetător nu știu pe unde și are și ea problemele de dumneavoastră, și după ce a văzut filmul ăsta, mă rog, era foarte descurajată și foarte, dar după ce a văzut filmul ăsta a spus că dacă dumneavoastră ați putut să vă luptați, o să se lupte și ea în continuare. Deci, probabil undeva la nivel individual se mișcă ceva, dar trebuie să știi că ești și protejat, că nu, adică chiar să te sacrifici chiar ca un erou, nu știu, nu mai e cazul. Și nu mai avem fiecare așa, fiecare viața noastră irepetabilă și atunci nu e. Eu n-am vrut niciun moment să fiu erou, da? Nu-mi doresc să fiu erou, vreau să fiu un om normal, care să-și facă meseria în condiții normale, fără teamă, fără umilințe, fără hărțuiri. Adică nu asta este soluția. Nu e în regulă. Adică tu când apari să spui lucrurile astea, nu apar ca să ceri, să scoți bani din asta. Eu la un moment dat ajunsesem așa într-un hal că nu mai făceam nici meseria și mă gândeam: domne, înnebunesc, nici meserie nu mai am, nici nu mai pot să fac altceva, ce o să fac cu viața mea? Din ce o să mai trăiesc? Că efectiv mă gândeam că nici nu o să mă mai pot întreține. Să-mi schimb meseria la vârsta asta, nu știu ce aș mai putea să fac și așa mai departe. Doar că pentru ei, dacă îi vedem exact ca statul ăsta care este impotent și e inamicul nostru de fapt, singurul lucru la care ai putea să îi pedepsești chiar ar fi banii.
Doar că banii ăia tot noi îi plătim, da? Adică nu îi plătește statul, nu e ceva așa abstract. Da. Acum nu, pentru că nu mai avem geamuri din astea care se deschid, sunt blocate și nu mai intră nicio muscă, teoretic. Să se schimbe șeful meu actual. Care șeful meu actual, ce să vă spun, pe lângă că este și el un impostor, e numit interimar, cum sunt, știi, la noi interimatul e pe viață, cam așa. La noi toți sunt interimari. Șefii de secție, șefii de compa, directorii medicali, managerii. Barem atât, adică ăsta să fie un prim pas, să nu mai stau într-una cu teroarea, ce mai face ăsta, ce mai zice ăsta, ce mai scrie în foi, ce mai. Foarte greu de așa, de demonstrat hărțuirea asta. Trebuie martor, trebuie habar n-am, adică și ce hârtii, când ăla se pune în fața mea sau mai are un pic și îmi dă un pumn sau îmi spune sugi, nu știu ce. Ce martor să am, știți, la chestiile astea? Adică eu n-am cum să demonstrez, practic, într-un proces hărțuirile astea. Eu am rămas în continuare singură, fără protecție, mai mult fără mari șanse să mai am o viață normală sau să mai fac meseria normal. Am căzut așa într-o depresie că am gândit la un moment dat că n-a meritat. Nimeni și nimic n-a meritat în afară de conștiința mea. Adică e clar că eu nu puteam să trăiesc în continuare, adică nu pentru mine a trăi așa în armonie cu ce spun, cu ce gândesc, e mult mai important decât orice. Cam da. Adică acum nu. Consider că am făcut niște alegeri greșite. Deși unii zic că na, suntem veniți pe pământul ăsta cu scop, nu știu. Dacă ar fi după mine, acum ce să vă spun, aș renunța de mâine. Deci de mâine aș renunța la meserie și la sistem și nu m-aș mai întoarce niciodată. Suntem complet greșiți și atunci un sistem făcut cu oamenii ăștia complet greșiți n-are cum să fie altfel.